despre bine e vorba, că cât de cât, undeva 70% din drumurile locale, la nivel local, de nivelul întâi eu vorbesc, sunt dezăpezite. Deci e clar că e problema totală pe toată Republica, că nu s-a ajunge tehnică, dacă s-au dezăpezit străzile, nu s-au curățit trotuarele unde se duc copiii la școală și oricum pe partea carosabilă unde merge transportul, merg și copiii. Dar cei ce ține de tehnică, am implicat două unități de tractoare și au făcut ieri, alalta ieri, trei zile la rând, ne ocupăm neapărat și azi e a patra zi cu curățirea drumului. Atât cât implicăm și tehnica de rand raional la SAE Lovii Drumuri și două unități din teritoriu. Pare mi se că am dobândit la instituția, am curățit, să avem acces cu produsele alimentare, să alimentăm copiii centralizat și cu forțele noastre. Sunt greutăți. La Gunoiște, la Fântâni Artiziene, ne-a ars acum două pompe cu decolectarea luminii electrice, deci nu avem acces la o fântână să montăm pompele. Greutăți sunt. Nu vorbim că suntem în cei mai bună stare, dar față de alte localități, cred că se face, s-a lucrat. Rămâne fiecare locatar în teritoriu să-și facă ordine în gospodării, numai să nu scoată o mătă în drum, să blocheze drumul. Că cei mai mari gospodari, chiar în prima zi, vorbim de Tudor Ciobole de la Gârle, face curățenie o gradă și noi mergem cu o zi înainte, scoatem, curățăm drumul până la Gârle, până la frigidier, până la Ionar. Dumnealui, unii au curățit, nu au scos din o gradă și trântește în drum. O gradă îți fie curățenie, dar în drum să blocăm drumurile să nu mari copii. Unii mari copiii la gimnaziu, la grădiniță, la liceu. Asta rămâne. Fiecare să pui mână la mână și să facem curățenie. Cât ține preajma gardul, gospodării lui, fiecare trebuie să facă o acces margă pietonii, să mari copiii la școală. Dar dacă o să fim indiferenți, bineînțeles că nu prea o să dăm curățenie mare. Sunt copiii noștri, nu sunt copiii cuiva. Noștri merg la instituții de învățământ. Chiar și merg, oamenii merg zilnic la lucru, din noapte până noapte. Așa.